Președintele rus Vladimir Putin a exprimat condoleanțe familiilor celor 10 oameni care au murit în accidentul aviatic din 23 august și între care ar fi fost și fondatorul companiei militare private Wagner, Evgeni Prigojin. Liderul de la Kremlin a dat asigurări că ancheta va fi minuțioasă. Potrivit portalului de știri MSK1, cadavrele persoanelor decedate în catastrofa avionului privat au fost aduse la biroul de medicină legală pentru efectuarea expertizei genetice. Deocamdată, potrivit informațiilor, Evgeni Prigojin a fost identificat după semnalmente indirecte, deoarece corpul era puternic mutilat. Președintele rus Vladimir Putin a comentat în 24 august prăbușirea avionului Embraer în regiunea Tver, la bordul căruia era omul de afaceri, fondatorul companiei militare private Wagner, Evgeni Prigojin. Liderul de la Kremlin a exprimat condoleanțe familiilor pasagerilor și membrilor echipajului. El l-a descris pe Prigojin ca pe un om de afaceri talentat, cu soartă grea, care a făcut greșeli. Șeful comitetului de investigații mi-a raportat dimineață despre demararea unei anchete privind accidentul. Cercetarea va fi amplă și, cu siguranță, dusă până la sfârșit. Potrivit portalului de știri MSK1, cadavrele persoanelor decedate în catastrofa avionului privat au fost aduse la biroul regional de medicină legală din Tver pentru efectuarea expertizei genetice. Deocamdată, Evgen Prigojin și al doilea lider Wagner, Dmitru Utkin, au fost identificați după semnalmentele indirecte, absența falangei la degetul inelar stâng, precum și după înălțime și tatuaje, deoarece corpurile au fost puternic mutilate. Ancheta ia în calcul mai multe ipoteze ale prăbușirii aeronavei fondatorului grupului Wagner, inclusiv influență externă, probleme tehnice și eroare de pilotaj. Potrivit canalelor de Telegram MASH, Baza și SHOT, serviciile speciale verifică și versiunea atacului terorist. Associated Press, citând serviciul de informații american, scrie că avionul s-a prăbușit în rezultatul unei explozii premeditate. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că țara sa nu are nicio legătură cu prăbușirea avionului în care se afla Evgeni Prigojin. Cu siguranță nu avem nimic de a face cu această situație. Amintim că aeronava privată de tip Embraer s-a prăbușit în seara zilei de 23 august în regiunea rusă Tver. La bord se aflau 10 persoane, inclusiv 3 membri ai echipajului. În urma catastrofei, toți au decedat. Ulterior, Agenția Federală de Transport Aerian din Rusia a confirmat că printre pasageri erau Evgeni Prigojin, fondatorul companiei militare private Wagner, și comandantul acestei structuri, Dmitri Utkin. De asemenea, canale rusești de Telegram au anunțat despre descoperirea la 3 km de locul accidentului a cele de-a doua aripi și a trenului de aterizare a aeronavei prăbușite. Acestea au fost găsite de localnici în râul Ladișenca. Aripa imensă cu trenul de aterizare coborât a fost scoasă din râu cu ajutorul unui tractor. În imaginile video făcute publice se vede numărul avionului imprimat pe aripă, 02795. Un număr similar fusese atribuit și aeronavei lui Prigojin. Acest lucru confirmă versiunea că aeronava s-a desfăcut în bucăți în timp ce era încă în aer, a scris canalul de Telegram 112.